Și am primit o întrebare care mi-a atras atenția și am zis că merită să o dezbatem la nivelul întregului grup. Întrebarea era așa: cum să scap de durerea pe care eu o simt atunci când văd alte femei însărcinate, când văd copii mici, când văd cât de ușor îi iese celei de lângă mine și cât de mult mă chinui eu? Țineți minte că săptămâna trecută v-am întrebat pe grup: cum sunteți voi pe o scară de la 1 la 5, unde 5 este nivelul maxim, referitor la durerea pe care o simți atunci când vezi burtici? Și din cele, parcă mi-am dat, erau vreo 40 de comentarii, din acele răspunsuri, majoritatea erau maxim 5. Hai să vă citesc câteva, oricum le găsiți le găsiți pe grup. 5. Întotdeauna simt durerea la limită superioară și chiar de multe ori nu o arăt, mascând neîmplinirea printr-un zâmbet. Urlu în interior, de câte ori aud întrebarea: voi de ce nu vreți să faceți un copil? Ca și când am putea să-l proiectăm acasă pe hârtie seara după ce ne întoarcem de la serviciu, dar nu vrem. 5. Dar dacă era până la 10, cred că mă poziționam pe 10, sigur. 5 maxim, când a rămas însărcinată prietena mea cea mai bună și pe care o iubesc foarte mult. M-am simțit groaznic pentru că mă și detestam, pentru că nu eram în stare să mă bucur pentru ea așa cum merita să facă o prietenă adevărată. 5, adică extrem de dureros. Numai cine trece, din păcate, prin această etapă de așteptare, poate să înțeleagă cu adevărat. Și oricât de pozitiv ai fi la un moment dat, nu mai poți. Și vorbesc din proprie experiență. Și găsiți astfel de comentarii la acea postare de săptămâna trecută. Fetelor, voi nu vă doriți o mașină, o casă, o vacanță, un partener, un job. Voi vă doriți un copil, adică un suflet, care să vină la voi și prin voi. Cu alte cuvinte, voi vă doriți să fiți mame, iar a fi mamă este un program cu care noi ne naștem. Fiecare celulă din corpul nostru, și avem între 2 și 500 de trilioane de celule, fiecare celulă din corpul nostru este amprentată de acest program. Fiecare celulă strigă, la un moment dat în viața fiecărei femei, strigă: vreau să fiu mamă, pentru că programul de a procrea e în natura noastră, e un program ancestral, genetic, ne naștem cu el. Iar această dorință de care vorbiți voi, că vreți să aveți copii, că vreți să fiți mame, eu i-aș spune că e mai mult decât o dorință. E o nevoie care strigă în voi. Vine o perioadă în viața fiecărei femei, la un anumit moment, în care se trezește programul. Și atunci se trezesc în tine toate acele sentimente. Și în așteptarea asta, programul ăsta doare. De-aia zic că această durere pe care voi o simțiți și întrebarea cum să scap de această durere, din păcate, și îmi pare rău că trebuie să o zic așa direct, n-ai cum să scapi de durerea asta. Da, avem instrumente în care gestionăm durerea, putem să scădem din intensitate, să o canalizăm către un scop constructiv, dar să scăpăm definitiv de această durere, n-ai cum. E ca și când ar veni la mine lupul și mi-ar cere: Vali, învață-mă să gestionez foamea de oaie. Vali, când văd oaia, mie să nu-mi fie poftă de ea, eventual poate m-am săturat cu fân. Nu merge, fetelor, înțelegeți? E în noi. Cât timp ești în așteptarea asta și când vezi lângă tine că se întâmplă, n-are cum să nu te doară. E o durere pe care o putem gestiona, dar de care nu putem scăpa. Iar pentru asta trebuie să o acceptăm. Și cuvântul potrivit ar fi mai degrabă să ne o asumăm.
Și cu durerea în brațe, mergem mai departe. Cu durerea asta, noi mergem mai departe, facem lucruri, dar nu avem cum să ne prefacem că nu e, că acum sunt zen și mă uit la copila și mi-a trecut. Nu e așa. Mai bine suntem sincere cu noi și recunoaștem, da, mă doare, da, mi-e ciudă, da, uite, am făcut tehnica asta, asta, asta și eu în continuare mă doare, e mai fair față de tine. De aceea zic că, vedeți voi, este un program genetic, e natura noastră ca femeie să dăm naștere. E natura noastră ca femeie să ne exprimăm, să ne manifestăm prin acea afecțiune maternă. De-aia doare. Dar nu vreau să fugiți de durerea asta. Și nici să ne îmbătăm cu apă rece, o să scap. Mă duc și fac, uite așa, și am scăpat de durere. Nu. Da, o putem gestiona. Da, o putem modifica în intensitate. O putem canaliza, distribui, putem face ceva cu ea. Dar nu putem scăpa definitiv cu ea, de ea. Vă îmbrățișez pe toate și luăm următoarea întrebare.